Nu spuneți cum arată iadul, că în fiecare zi îl văd. Ultima dată când am văzut cum arată iadul, a fost acum o săptămână când m-a sunat o femeie 45 de minute și m-a plâns în continuu la telefon. Și a zis, de 8 ani cresc plânge ăștia singură. Și nu vă zic continuarea, că unii ați ieșit din sală. Unii vă spune mâinile la ore. Să nu spuneți cum arată iadul. Când a venit de la 200 de kilometri departare o femeie în birou de la Deva și a zis, frate Cristi, de la 14 ani am încercat toate substanțele. Am căzut pe mâna băieților care s-au folosit de mine. Am ajuns scârpa multora. Frate Cristi, nu mai vreau un iad. Am văzut iadul. Dar pot să vă spun și cum arată cerul. Că acolo, când o să ajungem acolo sus, de fapt o să fie înmulțirea sau ridicarea la pătrat sau la a treia sau la a zecea sau la X, e la X. Aceea ce am avut noi în familie când trăim cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu știu ce ai în casă astăzi, nu știu ce ai în viață. Ce pot să spun este că în seara asta aici este unul care mai vindecă. O să zici, da, frate Cristi, dar eu vreau să mă vindec de cancer, de diabet. Am o întrebare, dacă ești vindecată de cancer și meri în iad, cu ce te ajută? Dacă ești vindecat de diabet și meri în iad, cu ce te ajută? Pentru mine, decât să sară un om din cărucior în picioare, e mai mare minune să văd un om care până azi și-a bătut nevasta, că de astăzi îi duce flori, că s-a întâlnit cu Iisus. Pentru mine, decât să aud că nu știu care o scăpat de la moarte, în accident, nu știu cum, și apoi o mărți înapoi în birt, și la pariuri sportive și la jocuri de noroc, pentru mine mai mare minune. Să văd un băiat de 14 ani care vine în față și spune, de astăzi vreau să umblu cu Dumnezeu.